În timp ce colegilor vor intra în vacanța de iarnă peste câteva zile, mai mulți elevi de la școala gimnazială din localitatea Săcele nu au fost primiți la cursuri de la începutul lunii. Mai precis 25 de elevi din școală au fost depistați cu păduchi. Conducerea școlii spune că cei mai mulți copii cu pediculoză provin din ei căror părinți sunt plecați în străinătate, iar micuții au rămas în grija bunicilor. Asistenta medicală din localitate susține că efectuează controlul pentru avizul epidemiologic elevilor de fiecare dată când aceștia se întorc din vacanțe. Pe lângă disconfortul creat de mâncărime, medicii atrag atenția că păduchii pot provoca numeroase infecții ale pielii. Aceștia se transmit prin contact direct sau prin obiecte de uz personal, cum ar fi căciuli elastice de prin spărul sau pieptene. La începutul anului școlar, Direcția de Sănătate Publică din Constanța a anunțat că în unitățile de învățământ din județ au fost găsite peste 220 de astfel de cazuri.